Salut, eu sunt Tom și astăzi o să vorbim despre muzică și AI, inteligența artificială, în special cea generativă, care revoluționează industriile, inclusiv sectorul muzical, unde au avut loc numeroase discuții și dezbateri la nivel înalt cu privire la AI, care poate compune și produce muzică originală. Această tehnologie, deși impresionantă, este în prezent mai degrabă un instrument care îmbunătățește expertiza umană decât un compo compozitor și producător desăvârșit de muzică de sine stătător. Mai multe servicii de generare muzicală utilizează o combinație de inteligență artificială și aport uman, folosind bucle preînregistrate create de oameni pentru producție. Și chiar dacă actori importanți precum Google și Meta avansează în acest domeniu, tehnologiile actuale de inteligență artificială Generativ, în special, se confruntă cu provocări în ceea ce privește producția de muzică de înaltă calitate. Între timp, percepția publicului cu privire la muzica generată de inteligență artificială rămâne mixtă cumva, în primul rând, din cauza ambiguității cu privire la ceea ce constituie cu adevărat muzica creată de inteligență artificială. De asemenea, au fost Semnalate și au fost ridicate întrebări esențiale cu privire la aspectele juridice ale AI care creează muzică, la modul în care modelele AI sunt instruite și la obligațiile de acordare a licențelor de către companiile AI. Industria muzicală pledează pentru o transparență totală și pentru acordarea de licențe adecvate atunci când muzica protejată prin drepturi de autor este utilizată în scopuri de formare. În plus, există incertitudini juridice cu privire la faptul dacă conținutul generat de inteligența artificială poate beneficia el însuși de protecția drepturilor de autor cu poziții diferite în diferite jurisdicții. Apariția inteligenței artificială generative care compune și produce muzică originală creează atât provocări cât și oportunități pentru artiști, compozitori, case de discuri, editori de muzică și industria muzicală în general. Navigarea în acest peisaj necesită adaptare continuă, înțelegere și claritate pentru a găsi un echilibru între creativitate, progrese tehnologice și echitate juridică. În acest video, trecem în revistă cele mai recente tendințe în materie de inteligență artificială generativă și analizăm modul în care tehnologia va evolua, precum și problemele juridice. Tehnologiile AI generative, inclusiv în domeniul muzical, evoluează foarte rapid, dar necesită în continuare aport uman pentru a obține rezultate de înaltă calitate. Unele platforme muzicale AI utilizează bucle și mostre preexistente manipulate de AI, estompând granița, să zicem, dintre creație umană și cea AI. Google și Meta își dezvoltă propriile tehnologii AI generative pentru muzică, dar rezultatele sunt în curs de dezvoltare. Inteligența artificială existentă poate produce fragmente muzicale scurte cu o memorie limitată, ceea ce împiedică dezvoltarea unor compoziții, să zicem, foarte lungi sau foarte complexe. Problemele legate de drepturile de autor și de transparență apar în formarea modelelor generative de inteligență artificială din cauza utilizării în seturile de date a muzicii protejate deja prin drepturi de autor. Transparența din partea dezvoltatorilor de inteligență artificială este esențială pentru a răspunde preocupărilor legate de drepturile de autor și pentru a modela viitoarele acorduri de licențiere. Inteligența artificială și utilizarea inteligenței artificiale de către industria muzicală nu este ceva nou. Cu toate acestea, tehnologiile AI și, în special, tehnologiile AI generative devin rapid mai sofisticate și mult mai răspândite. Acest lucru a dus la creșterea interesului pentru inteligența artificială, atât în industria muzicală, cât și în general. Iar nevoia de a răspunde la unele dintre întrebările puse de această tehnologie pare acum mult mai urgentă. Hai să vedem care este definiția AI-ului și AI-ului generativ. Modul în care este definită inteligența artificială sau chiar doar inteligența face obiectul unor dezbateri. În funcție de definiția aleasă, nu toate tehnologiile și platformele care sunt denumite întâmplător sau chiar poziționate oficial ca AI sunt. În mod necesar cu adevărat inteligența artificială. Iată câteva definiții utile de la Institute for Human, Centered AI, All University Stanford. Inteligența ar putea fi definită ca fiind capacitatea de a învăța și de a efectua tehnici adecvate pentru a rezolva probleme și atinge obiective adecvate contextului într-o lume incertă. În continuă variație. Un robot de fabrică complet preprogramat este flexibil, precis și consecvent, dar nu inteligent. Inteligența artificială, un termen inventat de un profesor, Emerit de la Stanford, John McCarthy, în 1955, a fost definită de aceasta drept știința și ingineria creării de mașini inteligente. Oamenii programează mașinile să se comporte într-un mod inteligent, cum ar fi să joace așa, dar astăzi punem accentul pe mașinile care pot învăța, cel puțin într-o oarecare măsură, așa fac cum ființele umane. În industria muzicală, cea mai mare atenție se concentrează în prezent pe aplicarea unui subset al AI-ului, cunoscut sub numele de AI generativ. O tehnologie cu o capacitate de a genera text, imagini, materiale, audio și video, și chiar de a imita vocile umane. Din nou, există unele dezbateri cu privire la definiția precisă a AI-ului generativ, și nu toate tehnologiile și platformele menționate sau poziționate în prezent ca fiind AI generativ îndeplinesc neapărat o definiție mai strictă. Sau, Acestea pot utiliza AI ca parte a unui proces care generează conținut original, dar întregul proces nu este bazat pe AI. Iată o definiție utilă de la compania de tehnologie Nvidia, care este principalul producător de procesoare utilizate pentru a alimenta calculul inteligenței artificiale. Modelele generative de inteligență artificială utilizează rețele neuronale pentru a identifica modelele și structurile din datele existente pentru a genera conținut nou și original. Una din descoperirile modelelor generative de inteligență artificială este capacitatea de a valorifica diferite abordări de învățare, inclusiv învățarea sau nesupravegheată sau semisupravegheată, pentru formare. Acest lucru a oferit organizațiilor capacitatea de a valorifica mai ușor și mai rapid o cantitate mare de date neetichetate pentru a crea modele de bază. După cum sugerează și numele, modelele de bază pot fi utilizate ca bază pentru sistemele de inteligență artificială care pot efectua mai multe sarcini. Hai să vedem care sunt tendințele actuale. Diverse platforme AI de creare muzicală își afirmă capacitatea de a compune și de a produce muzică originală, deși realitatea nu este adesea la fel de impresionantă ca retorica. Unele dintre aceste instrumente, atunci când sunt combinate cu aportul uman, să zicem, pot genera compoziții muzicale destul de interesante. Acestea fiind spuse, fără o contribuție umană mai semnificativă. Multe instrumente de inteligență artificială generativă pentru a crea de muzică produc adesea rezultate de o calitate inferioară, departe de muzica de înaltă calitate și bine aranjată cu care sunt obișnuiți ascultătorii. În esență, în timp ce inteligența artificială generativă poate executa sarcini precum crearea progresilor de acorduri sau datorită naturilor matematice, generarea de muzică mai complexă, este încă un efort în mare parte Uman. Având în vedere aceste limitări actuale, multe servicii care pretind că generează muzică prin AI sunt suspectate că folosesc muzicieni umani ca parte a procesului. De exemplu, Sandrov, care Pare să utilizeze bucle preînregistrate create de oameni care sunt apoi manipulate de AI. În mod similar, pare probabil că Bumi, care a primit multă atenție recent, să utilizeze de asemenea bucle preexistente, mostre, fragmente instrumentale și alte elemente audio care sunt apoi ansamblate, folosind diverse transformări care pot fi sau nu AI. Este semnificativ faptul că într-o sferă extrem de tehnică și de competitivă, în care brevetele de tehnologie oferă un avantaj semnificativ, Bumi nu pare să dețină în prezent niciun brevet înregistrat pentru generarea de muzică și AI. LiveScore, de exemplu, un produs al AB Road, combină în mod deschis bucle de sunet create de compozitori și muzicieni umani cu ajutorul AI, la fel ca Memo, niciuna dintre acestea nu pretinde a fi un instrument generativ de inteligență artificială pentru a crea muzica respectivă. Aceste limitări actuale înseamnă de asemenea că piesele care sunt prezentate ca muzică generată de AI sunt adesea create cu o cantitate considerabilă de contribuție umană, ceea ce duce la linii neclare între creația umană și AI. Deși este important să recunoaștem limitele posibilităților actuale ale inteligenței artificiale în ceea ce privește crearea muzicii, este de asemenea important să apreciem ritmul rapid în care evoluează inteligența artificială generativă, evidențiat. De îmbunătățirile semnificative ale realismului imaginilor generate de inteligența artificială. Obiectul final pentru mulți dintre cei implicați în acest domeniu este ca inteligența artificială generativă să fie capabilă să compună și să producă pe deplin muzica care ar putea fi lansată și cu un nivel de calitate comparabil cel puțin cu cel al muzicii create de oameni. Cu toate acestea, există o serie de provocări care trebuie abordate. În modelele AI, pentru ca muzica generată integral de AI să fie autentică, inclusiv compoziția de bază, aranjamentul și alegerea instrumentelor, și interpretarea piesei de către interpret. În plus, producția, modul în care aceste elemente sunt combinate într-o piesă coerentă, este o parte esențială a procesului. Google și Meta își dezvoltă propriile tehnologii de inteligență artificială generativă și ambele au demonstrat utilizarea inteligenței artificiale generative pentru crearea muzicii. Deși progresele lor sunt considerabile, sofisticarea și calitatea rezultatelor lor sunt încă în curs de dezvoltare. Inteligența artificială existentă poate produce de obicei doar fragmente scurte de muzică și care are o memorie limitată, ceea ce îi limitează capacitatea de a dezvolta compoziții complexe care se întind pe perioade mai lungi de timp. În plus, un aspect semnificativ care face muzica atât de specială este elementul uman, interpretarea și performanța pe care un muzician uman le aduce unei piese. Reproducerea acestui aspect nuanțat al muzicii este ceva ce inteligența artificială nu a reușit încă să realizeze. Iar acum, hai să vorbim un pic despre formarea inteligenței artificiale generative. Pregătirea unui AI pentru a crea muzică implică analizarea diferitelor tipuri de fișiere muzicale, cum ar fi WAV, MIDI sau partituri, pentru a învăța despre compunerea și producerea muzicii. Acest proces poate implica analiza a sute de mii, dacă nu chiar milioane de piese. Acest lucru ridică, desigur, unele probleme importante legate de drepturile de autor și de transparență, care sunt discutate mai detaliat în continuare. Un aspect esențial care trebuie înțeles aici este că inteligența artificială generativă nu copiază în mod direct conținutul, ci generează conținut nou inspirat de datele sale de formare. Cu toate acestea, procesul de formare. Exploatează probabil drepturile de autor în cazul în care un set de date conține opere protejate prin drepturi de autor. Acest lucru atrage atenție asupra muzicii care a fost utilizată pentru antrenarea modelelor de AI generativă până în prezent, și dacă a fost necesară permisiunea de a utiliza acea muzică, și dacă da, dacă a fost obținută o licență. Unele dintre primele seturi de date utilizate pentru instruirea AI cu muzică, cum ar fi la MIDI Dataset, conțineau melodii care ar putea fi protejate prin drepturi de autor, în timp ce alte seturi de date, deși nu conțin fișiere muzicale complete, pot conține abstractizări ale elementelor cheie ale muzicii. S-ar putea argumenta că valoarea acestor seturi de date este legată de melodiile și de înregistrările care stau la baza acestora. Atât Google cât și Meta au utilizat Free Music Dataset de muzică din domeniul public, alături de resurse suplimentare, pentru a antrena primele iterații ale inteligenței artificiale generative și pentru crearea de muzică. Și nu există nicio sugestie că acest lucru a încălcat în vreun fel drepturile de autor. Încă. Google a completat antrenamentul cu 5500 de fragmente de muzică create de muzicieni umani. Între timp, Meta a licențiat recent o cantitate mare de muzică de bibliotecă de la Shutterstock, iar OpenAI a încheiat o înțelegere similară. Cu toate acestea, determinarea a ceea ce a fost utilizat pentru formarea diferitelor modele poate fi dificilă și necesită transparență din partea companiilor care dezvoltă aceste modele. Unele companii oferă o anumită transparență adesea prin intermediul articolelor academice pe care le publică alături de lucrările lor. Dar se poate spune că este nevoie de o transparență mai deplină, în parte pentru a evalua dacă drepturile de autor au fost încălcate în trecut, și în parte pentru a afla cum ar putea fi structurate și gestionate viitoarele acorduri de licențiere cu industria muzicală. În ciuda complexității, transparența în EA este posibilă. De exemplu, Memu dezvăluie în mod deschis conținutul utilizat pentru formarea modelului său de inteligență artificială și există diverse alte soluții tehnice, inclusiv unele care funcționează cu platformele existente de inteligență artificială pentru crearea de imagini care permit o mai mare transparență și atribuirea surselor. În plus, procesul de creație al unei AI poate fi antrenat pentru a observa influențele din datele sale de formare. Dar acum, hai să trecem un pic și peste considerații și dezbateri juridice. Formarea și utilizarea inteligenței artificiale generativă ridică o serie de probleme juridice importante pentru industria muzicală și pentru industria drepturilor de autor în general. Pe măsură ce aceste tehnologii devin din ce în ce mai sofisticate și utilizate pe scară mult mai largă, nevoia de a răspunde la aceste întrebări devine din ce în ce mai urgentă. De asemenea, factorii de decizie politică din multe țări analizează în prezent în mod activ, modul de reglementare a dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale, inclusiv a inteligenței artificiale generative, ceea ce oferă un forum în care industria muzicală și alte industrii ale drepturilor de autor pot milita pentru protecția juridică și certitudinea de care au nevoie creatorii și partenerilor de afaceri. În Uniunea Europeană, un act privind AI se află în stadiul final de negociere, începând cu vara anului 2023, deși acest act nu intenționa inițial să reglementeze cumva. AI-ul generativ, proiectul final include unele obligații specifice pentru cei care dezvoltă și utilizează acest tip de inteligență artificială. Între timp, factorii de decizie politică din alte părți consultă în mod activ atât companiile din domeniul tehnologiei cât și titularii de drepturi de autori. De exemplu, în SUA au avut loc o serie de sesiuni ale Congresului, iar în Regatul Unit oficiul pentru proprietatea intelectuală a convocat un grup. De lucru pentru a analiza un cod de practici. Grupul comercial intersectorial UK Music a publicat recent un document de politică pentru a informa acest proces. În timp ce companiile din industria muzicală și organizațiile comerciale vor face demersuri pentru fiecare țară în parte, o mare parte din aceste demersuri sunt influențate de campania Human Artistry, care se concentrează la nivel global. Lansată în martie 2023, aceasta stabilește o serie de obiective privind modul în care ar trebui utilizată și reglementată AI-ul generativ. Această campanie a fost concepută inițial de industria muzicală din SUA, dar a fost susținută de organizațiile muzicale din întreaga lume, precum și de organizații care reprezintă creatori și deținători de drepturi de autor din afara domeniului muzical. Iată câteva întrebări și dezbateri juridice cheie care pot apărea. Conținutul generat de inteligență artificială, inclusiv muzica, beneficiază și ar trebui să beneficieze de protecția drepturilor de autor? Da sau nu? Ce părere aveți? Legislația privind drepturile de autor urmărește în primul și în primul rând să ofere creatorilor umani controlul asupra rezultatelor creativității lor, fie ca principiu, fie pentru a încuraja creativitatea umană permițând creatorilor să utilizeze controlul și protecția oferite de lege pentru a genera venituri. Între timp, originalitatea expresiei este de obicei o cerință pentru ca protecția drepturilor de autor să se aplice. Având în vedere acest lucru, mulți au susținut că în prezent conținutul generat în întregime de inteligență artificială nu beneficiază de protecția drepturilor de autor. Industria muzicală insistă asupra faptului că pentru a antrena un model de AI cu melodii și înregistrări existente protejate prin drepturi de autor, companie de AI trebuie mai întâi să solicite licența de la titularii drepturilor de autor relevante. Și presupunând că procesul de formare implică copierea cumva fișierelor muzicale pe un server, ceea ce se întâmplă de obicei, pare destul de clar că acordul trebuie solicitat în acest fel. Cu toate acestea, unele companii de inteligență artificială au susținut că activitatea de formare ar putea fi acoperită de o excepție primind drepturile de autor. Legislația privind drepturile de autor prevede o listă de scenarii în care operele protejate pot fi utilizate în anume moduri, fără a solicita consimțământul sau a obține o licență, ceea ce ridică întrebarea. Ar putea fi dedusă o excepție în așa fel încât să acopere instruirea AI, în majoritatea țărilor este greu de văzut ce excepții actuale ar putea fi utilizate în acest mod. Deși în SUA, unde legislația privind drepturile de autor include conceptul conex, dar mai larg și mai ambigu de utilizare corectă, Probabil că acest lucru trebuie încă confirmat prin intermediul unui caz test în instanță. Între timp, unele companii de inteligență artificială au susținut că există unele jurisdicții în care o excepție ar putea fi dedusă într-un mod în care înseamnă că acestea se aplică la formarea modelelor lor. Și dacă acest lucru este corect iar aceste companii își bazează serverele în țările respective, ar putea însemna că își pot antrena în mod legal inteligența artificială fără a solicita mai întâi o licență. Industria muzicală, în alianță cu alte industrii din domeniul drepturilor de autor, încearcă în prezent să clarifice acest aspect și anume să obțină confirmarea faptului că societățile de inteligență artificială trebuie să solicite consimțământul și să negociază o licență înainte de a-și antrena modelele pe muzică existentă sau pe orice alte lucrări protejate prin drepturi de autor. Există deja câteva cazuri de testare care își croiesc drum prin tribunale. Acestea nu au legătură cu muzica, dar ar putea totuși stabili precedente relevante pentru industria muzicală. În plus, față de litigii, industriile drepturilor de autor fac presiuni asupra factorilor de decizie în mai multe țări pentru a stabili mai clar obligațiile societăților de AI în acest domeniu. În cazul în care se dovedește că există excepții relevante într-un număr mic de jurisdicții, ceea ce ar putea crea un refugiu sigur al drepturilor de autor pentru companiile de inteligență artificială, industria drepturilor de autor va încerca să se asigure că aceste companii vor fi în continuare împiedicate să-și exploateze comercial modelele în care majoritatea țărilor în care nu există o astfel de excepție cum va acorda industria licențe pentru formarea AI? Presupunând că se convine că trebuie solicitate licențe pentru a antrena o AI cu muzica existentă, industria trebuie să dezvolte modele de acordare a licențelor care să răspundă nevoilor companiilor de AI și ale tuturor părților interesate de industria muzicală. În principal, industria susține că o astfel de acordare de licență ar trebui să fie condusă de titularii drepturilor de autor pe piața liberă. Adică nu ar trebui introduse licențe obligatorii sau legale care să stabilească regulile și tarifele. Modul în care vor funcționa aceste licențe depinde într-o anumită măsură de oportunitățile comerciale. Ca întotdeauna, în cazul licențelor muzicale, există complexitatea suplimentară ca atât melodiile, cât și înregistrările trebuie să fie licențiate iar acest lucru se întâmplă de obicei separat. Alte întrebări care trebuie puse, de exemplu, includ contractele se vor baza pe o sumă forfetară sau pe o împărțire a veniturilor sau ambele. Cum va fi, de exemplu, evaluat orice catalog având în vedere că popularitatea unei piese nu are neapărat un impact asupra valorii sale în procesul de formare? Ce rol ar trebui să joace dacă este cazul societățile de gestiune colectivă din industria muzicală? În special, în ceea ce privește melodiile, sunt drepturile controlate de fapt de societățile care sunt exploatate? Cum vor fi alocate veniturile pentru lucrările individuale din orice catalog și cum vor fi acestea împărțite cu artiștii și compozitorii. Pot artiștii să controleze utilizarea inteligenței artificiale pentru imitarea vocilor? Inteligența artificială generativă este de asemenea utilizată pentru a crea voci clonate, care imită vocile anumitor artiști. În ultimele luni au existat câteva exemple de profil fanal de utilizare a AI. Acest lucru ridicol. Problemă juridică. Este necesară permisiunea specifică a unui artist pentru a-i clona vocea? Evident, dacă inteligența artificială trebuie să fie antrenată folosind melodiile și înregistrările existente ale artistului respectiv, atunci drepturile de autor oferă un anumit nivel, să zicem, de control. Cu toate acestea, este posibil ca artistul să nu dețină drepturile de autor asupra muzicii sale. Și, după cum s-a menționat deja, este încă nevoie de o anumită claritate cu privire la obligațiile în materie de drepturi de autori ale celor care dezvoltă și Utilizează modelele generative de inteligență artificială. Se consideră că principiul juridic separat al drepturilor de publicitate sau de personalitate ar putea oferi de asemenea o anumită protecție în acest caz, adică un artist ar putea aplica aceste drepturi împotriva oricărei companii de inteligență artificială care i-a imitat vocea fără permisiunea, impunând astfel companiei de inteligență artificială să solicite consimțământul și să negocieze un acord înainte de a genera o orice muzică cu voci clonate. În SUA, unde dreptul există la nivel de stat, dreptul la publicitate există în primul rând pentru a împiedica terții să exploateze comercial imaginea unei persoane, de exemplu, cunoscute sau nu contează. În alte țări, de exemplu, în unele jurisdicții europene, dreptul își are originea mai degrabă în legislația privind viața privată. Iar în unele țări, cum ar fi Regatul Unit, acest drept nu este disponibil în prezent. Având în vedere aceste aspecte, industria muzicală trebuie să clarifice în ce măsură drepturile de publicitate sau de personalitate îi pot împuternici pe în acest domeniu. De asemenea, se poate spune că este necesară armonizarea acestui drept într-o anumită măsură în întreaga lume. Și, desigur, în țările în care acestea nu există în prezent, industria ar trebui să militeze pentru introducerea sa. Care sunt obligațiile de transparență ale întreprinderilor din domeniul AI? Aceasta este un alt domeniu important de dezbatere. Industria muzicală solicită companiilor de inteligență artificială să fie pe deplin transparente cu privire la seturile de date pe care le folosesc pentru a-și antrena modelele. De asemenea, se solicită companiilor și persoanelor fizice care utilizează AI generativ în creare de conținut să declare acest lucru, astfel încât conținutul generat integral de AI să fie etichetat în mod clar. Aceste obligații de transparență ar trebui fără îndoială să se regăsească în legislație și, într-adevăr, legea UE privind inteligența artificială conține unele dispoziții referitoare la etichetarea lucrărilor generate de Inteligența artificială. Care sunt provocările și oportunitățile? În timp ce evoluția rapidă a AI și, în special, al AI-ului generativ creează multe provocări pentru industria muzicală, acestea creează de asemenea multe oportunități pentru creatorii de muzică și partenerilor de afaceri. În ceea ce privește provocările, după cum s-a mai discutat mai sus, industria are nevoie de claritate în ceea ce privește drepturile de autor și obligațiile de transparență sale companiilor și persoanelor care dezvoltă și utilizează AI. De asemenea, este necesar să se lucreze la consolidarea drepturilor de publicitate și de personalitate pentru a se asigura că artiștii își pot proteja vocile și personalitățile, și trebuie să dezvoltă modelele de acordare a licențelor care să fie practice și echitabile. Există, de asemenea, preocupări legitime cu privire la provocările comerciale și la concurența sporită pe care le ridică inteligența artificială generativă. Tot mai sofisticată. Tehnologia va înlocui în mod inevitabil unele dintre persoanele implicate în prezent în procesul de creație muzicală. Unii, sunt de asemenea îngrijorați de faptul că muzica generată de inteligență artificială va exacerba frauda în materie de streaming, făcându-le mai ușor escrocilor să creeze cantități mari de piese cu care să păcălească sistemul. Cu toate acestea, provocările sunt contrabalansate de oportunități. Unii artiști și unele case de discuri folosesc deja inteligența artificială ca parte a procesului de creație muzicală. Iar aceste tehnologii vor continua să faciliteze și să eficientizeze anumite aspecte ale acestui proces. Acest lucru este valabil și pentru crearea unor cantități mari de conținut de marketing, necesare în prezent pentru promovarea oricărei lansări. Inteligența artificială generativă va permite, de asemenea, dezvoltarea de noi tipuri de muzică și de experiențe pentru fani. Acestea vor crea atât oportunități de licențiere pentru industria muzicală, cât și vor permite artiștilor să îmbunătățească și să monetizeze în continuare relația cu fanii. Într-adevăr, unele dintre cele mai mari oportunități ar putea consta în capacitatea artiștilor de a oferi experiențe mult mai personalizate și mai interactive, iar casele de discuri ar trebui să analizeze modul în care pot colabora cu artiștilor și pot sprijini în urmărirea acestor oportunități. Inteligența artificială atât generativă cât și dincolo de acestea va ajuta de asemenea casele de discuri să-și gestioneze mai eficient afacerile în general, inclusiv în domeniul precum analiza datelor și afacerile juridice și comerciale. Aceste evoluții vor fi deosebit de valoroase pentru întreprinderile muzicale independente, permițându-le, de exemplu, să analizeze și să gestioneze date la o scară care anterior nu ar fi fost viabilă din punct de vedere comercial. Este un challenge pentru toată lumea cu inteligența asta artificială. Dacă vrei să afli mai multe subiecte de acest gen, nu uita să dai un subscribe și un follow dacă ți-a plăcut, să ai o zi cât mai frumoasă.